Și a făcut al doilea meci cu Doneu de Bănaș de la Sibiu și practic în acest moment a ratat obiectivul din domnul promovare a Liga Națională. Cum a fost contra Ploieștiului în primul rând? Cum a fost? Contra Ploieștiului în primul rând, la meciul de astăzi. După cum a văzut toată lumea, da, într-adevăr am ratat obiectivul. Un obiectiv în care nu mai spera nimeni în etapa a treia din tur. Dar, ce pot să zic, fetele au luptat, noi am luptat, am încercat să facem visul ăsta frumos, să-l îndeplinim. Am luptat până la capăt, a fost un meci greu cu Ploieștiul, pierdut în ultimele minute, am fost aproape de ele, peste ele, zic eu, dar în greșelile tehnice ne-au costat. Ce se va întâmpla la Sebeș din vară? Eu zic că din vară vom face o echipă retabilă să nu mai avem emoțiile astea. Auzim de doi ani chestia, dar de ce ar trebui să credem acum, că la anul va fi bine? Păi, dacă vă uitați puțin pe site-uri și vedeți Slobozia Sakhini 6 ani să intre în prima ligă, Târgu Mureșul vreo 5, nu e așa simplu. Primul rând, noi avem o echipă tânără, da? Fiecare fată își dorește să facă performanță. Ieri au avut un efort mai proastă, azi s-a jucat altceva. Eu zic că au fost și emoții de cu o echipă de ligă, care totuși este o echipă de ligă care a vins Brăila acasă, care este locul 3 anul ăsta, a vins Cluj, care este locul 6, deci ne-am mutat cu niște echipe care totuși spun ceva în valorul românesc. Ați uitat obiectivul, înseamnă că plecați de la Sebeș? Nu am spus nimic că plec, că vin, nu am discutat despre problema asta, eu am venit pentru o problemă, vom vedea ce va fi mai departe. Dar ați ratat un obiectiv totuși? Am ratat un obiectiv care a fost același și în anul trecut și în celălalt an, că s-a terminat pe locul 5 și pe locul 6. Fiecare au plecat, dintre altor. Să poate, nu contest, nu vorbesc, nu discut, până nu, acum la cal ce vreți să vă spun, da, vine să mă duc la tropice. Ce jucătoare vor rămâne, ce jucătoare vor pleca? Nu pot să vă spun în momentul ăsta nimic. Viorica Suba? Nu pot să discut despre nimeni nimic. Este prea devreme, nu s-au luat decizii, nu s-a discutat. Se va face o analiză în primul an competițional, vedem ce plusuri sunt, ce minusuri sunt, vedem ce decizii vom lua, vom merge, vom face, nu știu. Dar eu sper ca la Sebeș să continue, pentru că toată lumea ne-a văzut, știe despre ce e vorba. Încercăm să facem performanță, sunt lângă noi și eu zic că și atingerea unui baraj de promovare este altceva. Credeți că la tare obiectivul ar putea fi un impact financiar pentru club? Adică în contextul în care Consiliul Județean și Consiliul Local să nu mai investea ca și până acum? Nu cred, nu am informația ce sens, nu pot să comentez. Dar din ce știu, anul ăsta este asigurată finanțarea și eu cred că vom merge mai departe. A fost o diferență de calitate între meciul de ieri și meciul de astăzi. Ce credeți că s-a întâmplat? Ce pot să vă spun? Dacă vă uitați de la un meci la altul, fetele nu sunt constante. Un meci nu seamănă unul cu celălalt, nu sunt ca la băieți. Deci fetele sunt altfel. Eu zic că noi avem multe fete tinere care își doresc să se afirme, multe fete tinere care își doresc să câștige și de multe ori le ia val. Și greșesc, ca și astăzi, dacă ați observat, am avut în ultimele 10 minute câteva greșeli tehnice pe care le-au speculat Ploiești. Dar totuși tot aceste jucători ne-au dus la egal, la 17-17 sau 20, exact a fost egalitatea. Din punct de vedere financiar, de ce sumă credeți că ați avea nevoie pentru a promova la PAS sezonul viitor? Eu cred că trebuie modificată suma. Care este la momentul ăsta? De asta personal vă reproșați ceva după cele două meciuri, deșecurile cu echipele din prima ligă, care practic deja una este promovată și a doilea așteaptă meciul cu Buzău? Da, pot să spun că îmi reproșez anumite chestii prin care puteam să schimb jocul echipei. Ieri mai mult când de pivot, finalizare de pe exterior, la 1-2-1, se putea face. Am exercitat treaba asta, dar dacă vă uitați puțin la ce linie de apărare a avut Constanța, unde domnul Ioan Crăciun este un antrenor care știe să studieze adversarul și bineînțeles că știe atunci ce facem noi, ne-au pus mari probleme, dar eu zic că până în top 40 am fost acolo. Și era o apărare extraordinară, cel puțin prima repriză. Ce șanse aveți de noastră în continuare, dacă trebuie și mai de fapt? Nu vreau să discut despre momentul ăsta, pur și simplu vreau să mă gândesc, să fac o analiză și după aceea luăm o decizie. Mulțumim.